to the ground. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't make right. Vina nou, Carlo, eu sunt Gavrit și băi, fraților, astăzi să facem un vlog foarte mișto. De ce? Băi, mergem la un prieten de-a meu, mergem în excursie, așa că o să vedem niște mașini foarte fain și mai ales o mașină foarte mișto. Nu vreau să vă dau încă detalii, fiindcă știu că o să vă placă foarte mult. Este un influencer foarte mare, este un om de afaceri de succes, așa că o să avem numai multe de învățat de la el și da, este unul dintre cei mai tari oameni pe care eu cunosc, fiindcă în viața mea am doar cam atâți prieteni, adică cam cât pe o mână și sincer, este cel mai important să ai foarte puțini oameni pe care știi că te poți baza. Așa că hai să vă fac cunoștință cu un om foarte mișto, cu un om foarte monden și cu un om care are o colecție de mașini incredibilă. Deci avem foarte multe de învățat de la ei. Hai să plecăm la munte să ne distrăm și noi împreună, fiindcă n-am făcut de mult un vlog așa mai spontan. Deci sper să-ți placă vlogul ăsta și o să ne distrăm foarte mișto, o să facem caterincă mega, mega haos. As you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't be crying. Băi, drace, și aici ești. Nu mai pot. Tu până aici m-ai adus ca un nebun. Am înțeles. Hai, hai. Aici. Ce căutăm aici? Mergem la lac în direcția aceea, pe aici în jos, să filmăm vlogul, nu? Am înțeles că l-ai adus tare pe genunchi, dar mai adus să vorba și de deja am transpirat-o și acum am să mă duci pe aici în jos să mă omori. Tu ești mai rău ca el. Bă, mie mi-e frică cu gelul, dacă ne-a. Hai, hai sus să facem vlogul, pe aici în jos. Hai să vedem ce iese. Bună turoși, bine ați venit la un nou vlog. Ce mai vlog, mă? Suntem cu Bogdan Căpușan și băi, fraților, m-au dus până aici în Porbaș. Deci ați văzut, ne-am distrat foarte tare, am tras niște cadre și suntem la Beliș Fântânele, pe un deal. Am crezut că suntem în Austria. A, suntem în Austria. Da. Da, am văzut și zăpadă, am fost și în Austria, așa că ne-am întors la Beliș și vine să coborăm un deal. De fapt, munte, suntem pe munte. Un munte, da. Un munte cu geu. Așa că să nu râdeți prea tare de reacțiile mele. Why not? Să sperăm că nu ne răsturnăm.
Dacă, ne, dacă ne răsturăm, tai la montaj, da? Da, normal că tai la okay, montaj, cum să nu? De obicei nu tai nimic. Băi, ce frică, mi-a fost o porba și mi-am rus și brățara. Îți fac una din brândușe, dacă din brândușe, ioi. Știi ce vreau din brândușe? O din aia de cap. Ai luat premiu? Da, cum să nu? Ok, dacă ai luat premiu, primești. Ești cel mai cuminte vlogger. Nu, un pic să te obișnuiești cu noi, să te vadă, da, și ei, okay. Știi? Că ei acum ne văd de acasă, de pe laptop, calculator, telefon și... Bun, dar principala mea grijă e ca să te întorci acasă sănătos, să nu ne răsturnăm. Și de-aia eram atent puțin la drum. Eu oricum am născut în Ungaria, nu știu că... de casa mea, așa că... Poți să... Da? Da. Poți să filmezi și drumul pe aici, să vadă lumea că e destul de... Măi, asta nu e abrupt, asta e foarte abrupt. Căutam ca la Jeep, știi? Că Jeep-ul are compas din ăla și îți arată... Nu, aici compasul... Compasul e că ați văzut ce greu m-am urcat în mașină. Bun. Eu cred că suntem în preierie aici. Deci ăsta e momentul ăla în care... De ce nu ai o dronă, știi? Oh, vai. Mă, cum îi zice la... La ce? Hatch-uri. Suntem pe hatch-uri. Hatch-uri. Suntem pe hatch-uri. Uite că... Uai, încet, de încet. Capul meu. Da, me. Încet, încet, ha? Cred că putem să ajungem undeva. Mi-e atât de frică că vreau să opresc clima, am oprit clima. Da, oprim clima, schidem un geam. Ți-e pare destul de abrupt? Mi se pare că suntem foarte... Au, 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 au! Mi-a intrat praful în ochi. Dar nu mă părăsi! Gata, aici e mai simplu. Dar acolo chiar nu a fost. Bă, băieți, e faină de alun jos cu geu. Așa experiență n-am mai trăit. Am mai fost în off-road, știți că ați fost și voi cu mine în off-road. Ai pe de alun jos și nu pe locuri din astea unde e posibil bine să cuvântate. Da, jur. Hai să mai zică lumea că nu-i frumoasă țara asta. Ma, știi cine zice așa? Cine nu-și iubește țara? Părerea mea că România e unul dintre cele mai frumoase țări. Și uite numai ce verdeață avem aici, lacuri întregi. Bim. Dacă ar fi mai puține peturi, ar fi și mai... și mai frumos. Ok, uite. Știi care e chestia și cu peturile astea? Totul contează de la cum am fost educați, de la... Degeaba arunci aici, cum să arunci aici un pet? Durează 100 de ani, 150 de ani. Da, vreau, de să, vreau să vă arăt că mașina mea a devenit între timp depozit de gunoaie pentru că... Uite ce face acum, măciar. Ce... Înculege gunoaiele găsite pe... lăsate de alții și le pune în ge, să le ducem acasă. Dar mi-a cerut voie ca să le duc. Pur și simplu am văzut un flacon și l-am întrebat, te rog frumos, mă las, arunc ăsta acasă, te rog frumos, nu pot să-l las aici, nu o să se dezintegreze și o să dureze sute de ani. Asta, știi, până la Oradea merge flaconul. Îl duc la Oradea, îl duc numai ca să-l duc la reciclat. Am aflat că și până și o clădire durează 200 de ani ca să se distrugă betonul. Hai că tu ești în construcții și poți să-mi zici chestia asta. Și flaconul cică durează mult mai mult. Gen, adică plasticul, dacă, da, cu siguranță. Dacă de mâine nu ar muri toată lumea, clădirile și toate s-ar dezintegra, dar chestiile astea nu. Și atunci nu mai bine să luăm, nu-i greu, să luăm un flacon, să-l aruncăm la un gunoi, adică, da, mai ales aici la munte, unde chiar nu sunt gunoaie. Da, suntem, astăzi suntem foarte ecologici, suntem și cu geul... Dar revenim la Jeffy, că suntem... Cu geul pe gaz sau pe electric. Asta vreau să zic, suntem cu un G63 și suntem eco prin chestia asta, adică o mână spală pe alta. Deci stai puțin să văd, uite, chiar scrie eco chiar pe bord. Suntem pe eco, da. Modul eco, da? Nu-i bai, îl scot eco și scot și start stop. Da, băi, eco de fapt înseamnă start stop la mașina asta, că mulți dintre voi m-ați întrebat ce înseamnă eco. Și... Eco înseamnă că nu o să ai toți caii, o să ai numai consum mai mare. Da. De fapt ce face? Nu mă oprește și pornește motorul, ceea ce... Din pricina, semafor sau pedeal? Din pricina mea mi se pare o prostie, că nu consumă mai mult pompa aia de benzină când bagă înapoi și iar o scoate și iar îi dă... Nu știu, sincer, nu am verificat consum. Adică consumă undeva la 25 mediu. Am înțeles. Bine, la mașinile astea nu mai consumă, contează zâmbetele. Exact, ok. Acum... Totuși, Bogdan, mi-e frică unde am ajuns. De și ce? E imposibil să coborâm pe acolo, că s-o surpat... Dealul.
drumul. Te rog, eu nu cobor pe acolo. Pe aici se vede? Se vede, dar te rog frumos să nu cobor pe acolo. Dacă mă rog frumos, atunci mergem cu tot în ei. Bă, dar și tu ești din ăla care, dacă mi-e frică, mă duci pe acolo. Dacă ziceam dumă, adică nu, dacă ziceam, ba, dacă ai zis că mi-e frică, mă duci, și dacă ziceam dumă, nu mă duceai. Te rog, nu mă duc. Bun, hai să vedem. Pe unde? Bun. Pe alt drum, pe altă cărare care e surpată. Dacă, cred că nici telefoanele nu merg aici, dacă... Dar să nici măcar drum forestier noi, unde vrei să ajungem? La lac. Nu, am zis că ți-arăt lacul. Hai să mergem la lac. Dar putem merge pe drum și nu pe aici. Văleu, mamă. Avem și zăpadă. Suntem înapoi în Austria. Aici sunt niște cratere. Nu știu unde ajungem. De aici nu ne mai întoarcem. Împingi. Eu aș zice să nu mă bag, man. Eu aș zice să ne întoarcem. Nu putem că... Uite. Ok, mâine mergem la cumpărături la târg. Deci vă rog frumos să intrați pe pagina la Bogdan, fiindcă eu o să postez acum vlogul, cum ajung și editez, și dați-mi mesaj ce vreți voi să cumpărăm de la târg, fiindcă noi mergem la târg și mâine mergem să... la un târg de țară. Da, aici la Beliș. Mașina asta a văzut și găini. Gagici. Puicuțe. Mâine putem să cumpărăm de la casete video până la porci. Porci, găini am luat deja, o vacă, nu știu dacă încape o vacă în mașină, putem încerca. Încape, dar mi-e pare rău de pielea asta roșie. Dar cred că e tot piele de vacă, la urma urmei. Păi de asta zic, cum se poate simți săraca lângă sora sa? Da, poate fi rude. Da. Ok. Deci mașina asta a trecut orice așteptare de-a mea și cred că observați după cum mi se mișcă capul ca la un câine din ala de pe porpăraș de la Dacia. Fiindcă am ajuns în niște locații, că dacă ar trebui să intru pe hărți acum să vă arăt unde suntem, în mijlocul Apusenilor, nu? Da. Pierdut în spațiu. Adică na. Bogdan, salut Virgil, vino cu mine la Beliș, da, unde mă duci? Niciunde, o să vezi. La târgul de fete de la găina. Așa. Pe unde mergi? Ciao. Deci asta e pe oraș cum ar fi, n-ai blocat, nu e pe mare. Podul de oraș, nimic blocat. Mulțumesc, Bogdan. Mulțumesc. Acum vii și după mine. Hai, te rog, înapoi. Bogdan! Hai înapoi! Bogdan! Bogdan! Dan! Pierd echilibru pe dealul ăsta. Nu ai închis ușa. Trebuie trântită ca lumea. Okay. Nu pot. Am revenit în nu echipa completă. Sufletul. Am revenit în echipa completă. Să nu trebuiască să o împingem. Să te văd pe urmă. Știi ce fac? Mă culc în spate. Doamne, ce monstru de mașină! Bine, hai să vorbim și un pic tehnic. Așa. Gata, Caterin, că oamenii ăștia deja cred că râd de noi și cu curul. Bun, hai să vorbim puțin de aer de munte. Da. Ok. Ce zice Google Maps-ul? Pe unde ne întoarcem? Sincer, ai coborât un deal așa și nu există drum. Gen, după ghidarea mea ar trebui să ajungem unde scopace ea. Hai să vedem pe aici. Și spre, nu spre Apus, spre norul ăla. Nu știu, glumesc chiar, imposibil să ne dăm seama. Ideea e că în off-road îți faci un traseu din ăsta în cap, nu? Păi, în off-road poți să mergi pe unde vrei. Mai ales cu un jet din ăsta.
haos. Da, mașina în off-road este extrem de capabilă. Super, chiar de-aia vreau să vorbim un pic mai tehnic. Zic, de ce ai ales 63 și nu ți-ai luat compresor, de exemplu? Compresorul era modelul mai vechi, da. 5500 cm cub. V8. V8. Și ăsta e biturbo, nu? Biturbo, da. Prin copac vrei să treci? Încercăm să evităm copacul. Dacă reușim. Ăla l-a fulgerat, vezi că e fulgerat, că e ars, da, jos. Da, da. Noi avem noroc astăzi, sperăm că nu ne fulgeră. Nu. Deocamdată nu plouă. Nu. Am ales mașina din câteva motive, două chestii care îmi plac și le-am spus și la mine pe YouTube, ce îmi place cel mai mult la mașina asta. Odată că e foarte îngustă și e foarte practică pentru oraș. Și înaltă. Este înaltă, care este și un dezavantaj în anumite parcări unde nu poți intra. Pe bune? Da, la Julius Mall nu poți să intri în parcare. Serios? Da, este limită de înălțime 1,90 m, mașina are 1,92 m, 93 m, rămân fără antenă și îmi scriu acoperișul. Și faptul că este extrem de scurtă, mașina are 4,40 m, da, fără roată. Fără roată, că am dat jos roata. Îmi place foarte mult designul fără roată. Da. E mai city style un pic. Exact. Plus că pot să și folosesc camera. Vrei să-mi servesc un ceai cu ceva? Pe aici. Ba, uite, am ajuns pe un drum. Am ajuns, undeva am ajuns. Și de unde am venit? O să filmez? Așa. Deci noi am venit din valea aia de acolo, de jos. Uite, tu mă de acolo am coborât. Am găsit cât de cât o potecă. Că noi n-am fost pe poteci până acum, noi am fost pe urme de iepurași și de... Prin prerie. Lupi. Ok, și am ajuns acum la un drum unde suntem blocați de niște copaci. Închis. Și nu avem decât ce să facem decât să ne urcăm iarăși pe niște... Da. Drumul blocat. Da, trebuie să dăm spate. Mașina are în configurația stock parcă 570 de cai. Și tu la Brabus? Și la Brabus, da, de la Brabus are 620 de cai. Nu a vrut să-i să schimb motorul prea mult, pentru că mașina este oricum destul de greoaie și dacă îi pui 800 de cai nu există foarte mare diferență, da. Plus că mașina nu e sigură la viteză mare. Mecanismele de sub ea sunt atât de vechi și antice, diferențialele, transmisia nu duc puterea respectivă, deci nu o să simți, în niciun caz nu se transformă într-o rachetă. Da. Sau, acum mergem cu spatele, nu știu dacă observați de ceva timp, pentru că și G-ul are limitările lui. Ca orice mașină. Da, nu poate să rupă copaci, asta e o diferență, o problemă. Bine, dacă merge așa, clar rupe, pentru că e o mașină totuși grea. Dar uite pe unde o să încercăm să urcăm. Și să ajungem la un drum. Drumuleț. Cât de cât. Tara! Thank you.
Cu tine, cum ai făcut-o cu mine? Îl luăm în jos? Să trec în portbagaj? A, nu, că eu nu te pot băga în portbagaj, dar așa să mă duc în jos acum, blană. Ai curajul? Nu. Cheie. Pornește la prima cheie. Nu că pornește, prima reacție a lui a fost să fac așa, să dea din cur, exact ca un muscle car american a făcut. V8 e motorul meu preferat și Touaregul a fost V8 și S-Class-ul a fost V8, așa că... Bun. Ce întrebări ai primit pe Q&A? Q&A. Exact. Q&A-ul meu. Le-ai verificat? Acum o să intrăm și să ne uităm puțin la Q&A. Bine că mi-a adus aminte că plecam. Și v-am pus niște întrebări și la fel o să vă pun niște întrebări pe care vreau să le răspundeți în vlogul de mâine. Așa că dacă ai văzut vlogul astăzi, te rog frumos să intri în descriere. Am pus Instagram-ul lui și să intri să ne lași niște întrebări lui. Fiindcă chiar dacă nu o să le răspundem pe toate la mine în Instagram, o să le răspunzi tu. Da, eu fac destul de, destul de des Q&A fac și bun. Eu. Bun. Și atunci o să vedem cât mai multe și o să ne învețe Bogdan cât mai multe, fiindcă de la el chiar avem de învățat. Eu acum hai să mă uit să vedem ce avem pe aici, dacă avem ceva, dacă nu răspuns cineva. Zice unul că fumezi. Da, fumez. Da, m-am lăsat de câteva ori. Din păcate, nu am reușit să... Așa că Alec, da... El fumează, eu nu mai fumez, eu m-am lăsat de fumat acum 4 ani. El mai fumează, dar sincer, stau cu el de câteva zile și fumează foarte puțin, așa că... Destul de puțin, da. Nu e ok să fumezi, dar iar dacă nu fumezi excesiv, nu pot zic că e rău. Deci... Da, nu fumez foarte mult. Deci, da și nu. Așa că... Da. Zice unul că Loganul ar urca pe unde ați mers voi. E, frate, pe unde da, tras voi? De ge. Tras de ge. Tras de ge, urcă. Gen, urcă și el face așa Loganul, nu? Bun, încă o întrebare și mă așteptam la întrebări din astea. Care este de la Nicolae. Cât a costat modificarea acestui G? Tipic. Undeva sub 20.000 de euro. Și ce constă modificările astea? Acum, dacă tot te-am întrebat, modificările bine, te acum... constau într-un upgrade, un software tuning la motor. Am modificat partea din față, unde am schimbat grila, bumperele. E puțin mai wide. Da, am schimbat pe lateral anumite chestii, am schimbat ușa spate. A, care mai are roată. Care nu mai are roată, este ușa de G504x4, mașina cea foarte înaltă. Și este mult mai practic cu ușa asta. Mașina este mai scurtă, plus că reușești să vezi totuși ceva pe cameră în spate. Înainte nu vedeai nimic. Vedeți geamul ăla din spate? Era obturat complet de roata de rezervă. Era o roată de rezervă, nu vedeai nimic. Ca și cum ar fi să așa, gen. Era ceva de genul așa. cam atâta vedeai prin geamul respectiv. Te întreabă Raul că unde suntem, unde am filmat acest vlog și v-am zis unde am filmat și... Suntem undeva la Beliș. În drum spre Răchițele, de unde este domnul primar Boc. Pace Boc. Suntem pe un platou, de foarte unde se vede superb, de unde se vede toți munții. Ați văzut editul aici, foarte mișto, sus. Vă recomand din Beliș, dacă vreți să veniți pe acest platou, puteți să veniți prin Bălcești, prin localitatea Bălcești. Țineți spre Răchițele și o să ajungeți pe platou unde suntem noi acum. Super. Întreba Duțu 59 că din ce an este seria 7-le și era gen poză cu G-ul. Seria 7-le din 2017, luna A7-a. Așa că am răspuns și eu la chestia asta. Zice, ce evacuare ai pe Brabus? AMG sau Brabus, zice? Nu, evacuarea este stock și am vrut să montez evacuare Brabus, care avea un switch pentru valve, loud exhaust și simplu. Dar aveam o cunoștință din Târgu Mureș care și-a montat exhaustul respectiv pe un G-Class și avea probleme cu el tot timpul. Da. Și atunci mi-a recomandat să nu-mi pun... Mașina este destul de gălăgioasă, așa cum e, este suficient de gălăgioasă.
Și ăsta e singurul motiv. Din fiabilitatea mașinii este singurul motiv pentru care nu am montat evacuarea de Brabus. Luca Andrei ne întreabă că unde suntem în Austria. Am făcut noi gluma aia cu zăpadă de Austria. Nu suntem în Austria. Suntem în România. Suntem în frumoasa noastră România. La ce opțiune ai renunțat de pe mașină? Mașina... este o singură opțiune care nu o recomand la nimeni. Parbrizul încălzit. Parbrizul încălzit. Mașina asta nu are parbriz încălzit. Este singura chestie care nu o are. Parbrizul încălzit înseamnă câteva mii de liniuțe prin parbriz. Oh, și le vezi prin ele? Da, eu le văd. Deci, mai ales cu ochelari polarizați. Mulți oameni, te obișnuiești. Am avut o mașină de genul ăsta. Se vede în lunetă pe mașinile vechi pe Dacia, dacă știți, liniuțele alea. Dar asta are, să-ți închipui, mii de... Deci are cam un milimetru între fiecare liniuță. Cam așa arată. Și am avut un Range Rover cu parbrizul respectiv. Noroc că am văzut mașina după un an, dar a fost o teroare. Tot timpul nu puteam focaliza privirea în depărtare ca să nu le văd. Da. Tot timpul le vedeam. Și eu am o chestie din asta și dacă văd o chestie, jur, zici că îmi stă pe creier și atunci mai bine... Da, nu... Tot timpul îmi săreau în ochi, din păcate. Așa că am făcut și Q&A-ul cu Bogdan. Mersi că ai răspuns la întrebările fanilor. Până acum, din punctul meu de vedere, mașina mi se pare foarte faină, foarte mișto, foarte mare. Mie mereu mi-a plăcut jeepurile, eu mereu am avut Hummer, am avut Touareg, două Touareguri. Și acum X1. Care este un suvuleț. Încerc să mă obișnuiesc așa cu parbrizul ăsta foarte drept în fața mea. Da, parbrizul ăsta este de groază la drum lung, pentru că se umple de muște chiar la viteze foarte mici, la 70-80 de km pe oră. Toate muștele care se îndreaptă spre tine o să-ți rămână lipite de parbriz și la un drum de 100 de km trebuie să te oprești să-l cureți. Da. Mm-hmm. Da. Primul lucru care cred că îl observ la G este direcția extrem de... Uite, mișc volanul, și mașina merge tot drept. Da, 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 da. Poți să mișc volanul undeva la 20-30 de grade și mașina merge tot drept. Este o chestie extrem de curioasă, nu îmi dau seama de ce au recurs la asta. Oare din cauza greutății să nu faci balans? Eu cred că, fiind o mașină orientată foarte mult spre off-road, dacă, uite, ne-am întâlnit cu un alt jeepuleț, îi dăm prioritate. Așa, nu vreau să mor pe Titanic. Așa. În off-road... Ce decor? Ce pleacă! Gata, am înțeles de ce ai vrut turbo neapărat. Acum suntem în modul confort, dacă vrei putem să-l punem. Nu îl pune, că n-am unde să-i dau și nu vreau să... Să vedem. Să nu ne răsturnăm, să nu trebuiască să stăm la montajul. Da, știi că după aia iese o filmare urâtă. Plus că îmi plac padelele, îmi plac foarte mult, mă bucur că ăsta aici exact unde trebuie. Sincer, padelele într-o mașină de genul ăsta nu au rostul. Nu le folosești? Le folosesc la anumite coborâri, dacă vreau să țin mașina într-o anumită treaptă, în rest mașina o țin tot timpul în modul automat. Pe mașinile sport, într-adevăr, recomand padelele, este cu totul altceva. Eu sunt obsedat, până și pe Golf. Inițial am avut Golful negru, care a fost pentru giveaway, și am cumpărat unul roșu, care și ăla e de giveaway, dar la 1 milion de abonați îl dau numai. Și lumea nu le pasă, nu vor mașină gratis. Și aia neagră nu avea padele, aia roșu am cumpărat doar că avea padele, atât de mult îmi plac mie padelele. Și nu ca să mă joc cu ele, ci mi se par foarte comode. Eu am folosit padele atât de mult la curse încât în afara circuitului încerc să conduc cât mai comod, să îmi găsesc un stil cât mai comod. Nu sunt vitezoman deloc pe stradă. Nu, chiar deloc. Odată ce mergi pe traseu, ți-ai consumat toată adrenalina. Asta vreau să-mi spui. Cum ai ajuns tu pilot de curse, fiindcă și visul meu și visul tuturor este să devină un pilot de curse. Așa e, că doar de-aia urmărim Gajul Kichi, asta e boala lui, cursele. Într-adevăr, da. Noi ne plimbăm pe stradă, dar nu facem curse pe stradă, nu facem linuțe pe stradă. Și noi mergem pe traseu, și noi mergem la drag racing și așa mai departe. Din păcate, nu avem în zonele noastre, numai la Târgu Mureș și București. Zi-mi tu unde ai început, sau cum ți-a venit ideea asta? Eu am început... Mă gândesc că ai fost tu pasionat de mic. Da, eu chiar am fost pasionat cronic de automobile. Dinainte să știu să citesc, avem un warning de un litru de ulei trebuie adăugat, care am uitat să-l adaug.
am fost pasionat de mașini dinainte să, nu știu, cred că aveam 4 ani și începusem să primesc reviste de la tata cu niște Porsche-uri foarte vechi. Pe urmă, F50 era la mod atunci, F40. Da, exact. Și cred că până la 30 de ani mi-am cumpărat toate revistele auto care există, care au fost publicate în România. Absolut toate revistele auto. Cox, revista Cox. Cox nu era o revistă și cu gagici? Ba da. Așa. Cox, da. Revista Cox, Tuning and Sound. Aia a fost prima revistă în care am apărut eu. Da. La... De obicei erau Automoto și Sport, Automobile.ro, revistele de genul. Tuning nu prea am, cumpărat reviste de tuning, pentru că tuningul nu era foarte la mod în România, sau cel puțin nu găseai firme care să te ajute în domeniul ăsta. Da. Dar până la 30 de ani eram atât de pasionat încât știam orice despre orice Renault, de exemplu, sau orice Peugeot, toate motorizările, tot. Eram nebun. Pe la 20 și ceva de ani, fiind pasionat extrem de mult de fiind pasionat de mic de Formula 1, Petrohead, adică. Un Petrohead adevărat, da. Am fost invitat la tot felul de evenimente auto pe circuit. Foarte mulți dintre voi îmi scrieți că am talent și aș dori să simt că pot să fac ceva în domeniul ăsta și nu aveți talent. Vă spun de pe acum, dacă vă urcați într-o mașină de curse, o să fiți cu 30 de secunde pe tur mai încet decât un profesionist. N-ai cum, da. Da. Un simplu curs de conducere, de condus sportiv sau 10 cursuri de condus sportiv nu te ajută atâta timp cât nu faci asta. Mii de ore. Da. Ai nevoie de mii de ore de antrenament. Dacă nu faci asta în mod constant, să ți intre în reflex, degeaba înveți teoria, pentru că reflexul este... Ca și mersul pe bicicletă, nu-i tot una să mergi drept sau să știi să sari sau să faci chestii. Și la chestia asta contează, da, cum intri în curbă, cât de tare tai curba. Da, sunt extrem de multe elemente. Când accelerezi și când frânezi, nu o să faci cum am făcut eu acum, accelerezi și frânezi instant, asta este o prostie. Și cum frânezi, că cea mai importantă este tehnica, exact, de frânare. Pot să vă spun că după un an de antrenamente reușești să ajungi la... într-o secundă, la o diferență de o secundă pe circuit față de un profesionist, care tot este extrem de mult, o secundă pe tur, dar gândiți-vă că secunda aia la 15 viraje pe circuit înseamnă că tu ești mai lent cu 0,007 secunde pe viraj. Nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă 0,07 secunde pe viraj și ce înseamnă să-ți îmbunătățești acel 0,07 secunde pe viraj. Și de cum acolo, ai dormit, da, o seară în urmă. Da, oh, foarte oh, mult. Ioi, ce ai făcut? Suntem în Austria. M-am peliat un pic acolo pe gheața aia, sincer. Pe zăpadă, da. Vezi ce zăpadă. Ca să ajungi pilot de curse sunt extrem de multe variante. Din păcate, din România avem foarte puține variante. În România una avem, nu? Titi Aur, Academia Titi Aur. Titi Aur, da. Nu, sigur, Academia Titi Aur, dar aia nu-ți oferă nicio garanție că poți să participi într-un campionat sau nu-ți oferă perspective pentru... A, deci ăla e doar un curs de pilotaj. Da, este doar un curs de pilotaj. Ăla l-am și eu și nu nimic. Da, este un curs de pilotaj defensiv, se numește. Mai de capul meu, când vrea să tragă, deja trebuie să frânezi, că n-ai unde, n-ai rost să-i dau aici în gură. Este un curs de pilotaj defensiv care te ajută, dar din păcate pot să vă garantez că după 6 luni uiți ce ai învățat acolo, pentru că nu ajunge în situațiile alea extreme ca să pui în practică ce ai învățat. Da. Când faci, atunci pe moment ți se pare foarte cool ceea ce ai făcut, dar uiți. Acum, ca să vă explic efectiv ce înseamnă să ajungi pilot de curse și care sunt etapele, finanțarea de care ai nevoie, de unde se obține finanțarea, am nevoie de o jumătate de oră. Ceea ce noi nu putem acum să nu facem. Nu putem, dar pe canalul meu de YouTube, care este extrem de micuț, am să fac, o să crească cu calitate. Am să fac un vlog chiar pe această temă, în care într-o jumătate de oră am să vă explic exact toate etapele, toate variantele de care dispuneți. Da. Și sper ca unii dintre voi să și reușiți să ajungeți pilot de curs. Eu. Începem cu tine.
Da, ca să devii un pilot de curse, din părere, din punctul meu de vedere, trebuie să faci karting de mic. După aia ca să ajungi la Formula, după aia să ajungi, și nu vorbim de Formula 1. Da, karting într-adevăr te ajută, dar și kartingul este un sport extrem de scump. Da. Evident, după karting trebuie să treci în formulele superioare, de până la Formula 1, de exemplu, că discutăm de Formula 1, care este o utopie pentru cineva din România. Trebuie să ai nevoie de un buget de câteva milioane, undeva la 3-4 milioane de euro, ca să ajungi până în F2, da? Până la granița aia. Bani pe care trebuie să-i cheltuie cineva, un sponsor. Pe tine. Pe tine, da. Un sponsor, familia, bunicul, unchiul, părinții, cine pot, cum pot, ca să te aducă până la granița Formulei 1. Faptul că ești rapid nu este nicio garanție că intri în Formula 1. Trebuie să fii un pilot marketabil. Formula 1 este un brand deja. Este un brand, este o industrie, și trebuie să fii destul de atractiv pentru sponsori. Să știi să conduci, să arăți bine, să-ți meargă mașina, să știi să nu faci accidente la fiecare. Să-și recupereze banii din imaginea ta. Exact, da. Și investiția pe care au făcut-o să fie justificată. Așa fac turbinele. Să nu uitați să ne spuneți pe mâine ce doriți să cumpărăm de la târg, da? Da, acum pui pauză, intri pe Instagram și dai un mesaj să spui de ce ești la târg, găsești orice, de la casete Nintendo până la, nu știu, castraveți, cartofi prăjiți, orice. Dar noi vrem niște idei din alea foarte sictirite. Este un târg de și țară. Și nu cu găini, că găini s-au mai băgat în mașina, da, asta. Da, găini, mașina asta a văzut găini și puicuțe. Dorim să schimbăm puțin peisajul și să vedem altceva. Este o mașină destul de încăpătoare. O vacă mai mică putem băga. O vacă mai mică? Astea sunt un pic cam mărici. Salut! Spre Beliș Fântânele? Încolo? Am înțeles, mersi. Da, ai acord. Ciao, ciao. Deci îmi place tot în afară de volan. Da, volan. Tot. Volanul e dezastru. Nu am încredere în mine. Deci... Da, efectiv, mici volanul și mașina nu virează. Bogdan, mi se pare că mașina merge atât de tare drept și când urmează să virez, că vine curba, ar trebui să gândesc dinainte un pic să virez deja. Exact. Exact, ai intuit bine. Și cu jantele alea de la Brabus de vară, oare cum o să... Cu jantele este mult mai stabilă, categoric, mașina. Jantele sunt mult mai... cauciucurile sunt mult mai late. Dar nu fi nesimțită, mă! Stai cu minte! Pasăraca, după dealul respectiv, curoasă puțin asfalt. Unde ce frumos se vede chiar în față. În stânga trebuie să luăm. Uite, o vezi? Fai, duceam niște cadre. Să vedeți pe Instagram. Când vine tare, o să pun acolo. Ce faci, mă? Ce faci? Deci în a întâi am simțit așa cum o tras curul, cum... Da, asta e din cauza sistemelor vechi, a transmisiei puțin învechite. Roțile mai scapă câte o roată care nu trebuie și... Ca la Supra e sudat. Da. După cum observi, nu este deloc stabilă pe curbe. Aici putem face un cadru să stai pe marginea colții. Și eu să stau acolo unde e apa și tu să treci, nu? Căutăm o pelerină ceva. Că l-aveam pe Kini, da. Da, mașina este o jucărie. Am transpirat tot. Este o jucărie interesantă, cel puțin interesantă. Nu știu dacă merită banii, cu părerea mea că nu. Nu, părerea mea e că trebuie să ai o mașină, un mastodont. De ce nu asta? Da, când văd că ți-ai frânezi. Cred că și ei frânează când văd mașina asta. Da.
așa că, mă, băieți, mașina merge tare. Mersi foarte frumos. Merge mai tare decât șeptarul. Serios, 3000 diesel versus AMG. Ok. Dacă mergi și tu cu spatele și eu dau blană, cred că mergi mai tare cu spatele decât șeptarul meu. Pedealul ăla în jos cu siguranță. Pedeal să-l iau, să-l arunc așa la naiba. Mă, băieți, ne-am distrat foarte tare. Știu că este un vlog lung, dar când facem un vlog cu asemenea om, trebuie să povestim mult. Și de-aia o să mai facem încă un vlog și poate încă un vlog și poate încă un vlog, ca să povestim cât mai multe, fiindcă avem foarte multe de învățat. Și cam atât și pentru azi, că mergem să mâncăm ceva. Facem exact. Un grătar, mergem și noi să stăm, să povestim. Și dacă vrei să vezi mai multe, intri pe Instagram, fiindcă noi pe story postăm în continuu, chiar dacă am postat vlog sau nu, noi postăm acolo chestii care, și care nu sunt vlog. Așa că nu uita să te abonezi, să-i dai un follow și lui, să intri și pe Instagram și pe Facebook, nu? Că mai e și pe Facebook, așa? Facebook-ul nu prea-l folosesc, dar am și pagina de Facebook. Pe Facebook să nu mai intri și ne vedem pe YouTube în vlogul următor. Eu am fost Gaju Kid împreună cu Bogdan Căpușan, sper că s-a plăcut vlogul ăsta și nu uita, ne vedem data viitoare. Te salut, pa, pa! Asta-i treabă fiind făcută. Am fost Gaju Kid împreună cu Bogdan Căpușan. Așa că eu am fost... E că îmi salivă mult în gură. Bucur, deci până acum n-am făcut nicio chestie din asta, tu știi câte replici trag. Dă-i tare în difuzoare, Gaju Kid multe motoare, hai să mergem la plimbare, asta-i treabă fiind făcută. Dă-i tare în difuzoare, Gaju Kid multe motoare, hai să mergem la plimbare, yeah.